Calea Sfinților. Care biserica dânsuiește, bucură-te prin care insule Egina se veselește. Bucură-te, sfinte ierarhie Nectarie. Ochii minții încă din tinerețe ai contemplat dumnezeiasca lumină, de care ți-ai umplut sufletul și cu lumina dumnezeștilor porunci cu vioa. Un alt apostol, luminând inimile credincioșilor, cu lumina dumnezeiștilor învățători și cu razele vieții tale cuvioase, pentru aceasta luminați. De Dumnezeu chemat în Egipt te-ai arătat și păstor al pentabulei cu adevărat de Dumnezeu ai suflat, ai fost așezat, de-a cărui petrecere minunându-se credincioșii strigă. Bucură-te petrecere de Dumnezeu insuflată, bucură-te chip ale vlavii. Lesuri dumnezeiești, bucură-te cărbune înțelegător aprins de focul Duhului dumnezeiesc. Bucură-te că viață fără prihană ai trăit. Bucură-te că înșelăciunea lui Veliar ai zdrobit. Bucură-te cel ce dragostea lui Hristos ai primit. Întunecimea cea deasă, bucură-te cel ce încurci gândurile celor necredincioși. Bucură-te cel ce desfătezi inimile celor credincioși. Care îți cântăm, bucură-te mintea dumnezeiește lucrări. Bucură-te diamantul îndelungii răbdări,
Bucură-te a smerenie, pildă vie, bucură-te a curăție dumnezeiască, visterie, bucură-te oglinda nepătimie, Maria, plină de Dumnezeu. Bucură-te prin care cei vârstă toate ne citesc, bucură-te Sfinte Părinte, Nectarie. Bucură-te Sfinte Părinte, Nectarie. Slu din vechime următor, bucură-te biruința credinței și zid al credincioșilor, bucură-te arătarea harului și nedumerirea credincioșilor. Bucură-te cel ce ne descoperi slava de credincioșilor, stingând ar și țapurilor celor grele. Vladimir cel puternic, cenicul spre Nectarie. Spre Nectarie bate clopotul. Bucură-te a credinței, miluiește! Pentru ca să se păzească sfântă mănăstirea aceasta, satul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca dragostea și râvna care ați avut-o și ați arătat-o acum în această procesiune, acest pelerinaj, cum numim noi, pe Calea Sfinților, așa cum ați observat, ați întâlnit câteva icoane. Părintele Stares de la Buci m-a zis că trebuie să le mai mulțim, că nu sunt suficiente. Noi le-am pus când întâlnisem noi atunci, cred că 11 sau 12 ani. Anul acesta avem 15 ani, așa că se mai puteau pune încă 3 pe traseu, dar o vom vedea pe viitor. Sigur că e plăcut așa să întâlnești astfel de icoane și de chipuri. Și atunci când ești singur, parcă când vezi o icoană de un copac acolo așezată, prinzi mai mult curaj și nu-ți mai este frică de sălbăticie, să zic așa, sau de singurătate. Și aceasta este un lucru minunat. Sfântul Nectarie să vă mângâie, să vă... Pe cel născut în Silivria și ocrotitorul Eghilei, pe cel ce s-a arătat în vremurile din urmă, prieten adevărat al virtuții, pe Sfântul Ierat Nectarie să-l cinstim cei credincioși, ca pe un dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăște bogate vindecări celor ce strigă cu evlavie. Slavă lui Hristos, celui ce te-a slăvit!